Salutare, dragilor, și la mulți ani! După o perioadă de vreo 2-3 săptămâni de pauză, am revenit. A trecut vacanța, au trecut sărbătorile, am început una nouă și m-am gândit să încep și eu așa în forță pentru voi și să facem preferatele anului 2022. Am să împart aceste preferate în 4 clipuri diferite, pentru că am multe să vă povestesc. Astăzi o să facem partea de skincare. După care urmează două părți cu make-up, am să le împart pentru față și a doua parte pentru ochi. Și pe lângă asta mai vreau să fac și preferatele în materie de parfumuri, pentru că am niște descoperiri super mega faine care miros extraordinar și nu se poate să nu vin să vă povestesc și vouă. Dar ca să nu o lungim foarte mult, inițial mă gândeam dacă are rost să fac preferatele pe partea de skincare. După care mi-am dat seama că, da, are rost, chiar dacă nu sunt produse descoperite sau produse lansate în 2022, pentru că nu toate produsele din acest video și din videoul viitor, sau videourile viitoare, au fost lansate în 2022, însă preferințele mele și ce am folosit eu pe parcursul anului o să fie în acest video, chiar dacă sunt produse vechi, ca să știți și voi exact dacă merită să investiți în aceste produse și cum stă treaba cu ele. Așa că, ca să nu o lungesc foarte mult, vreau să și începem. Și aș vrea să începem cu partea de machiere, pentru că știți foarte bine că este foarte importantă, cel puțin pentru mine este primul pas. Și aici nu am un produs nou, dar nu știu dacă a fost lansat în 2022, cred că este doar nou pentru mine. În topul preferințelor și cel mai folosit produs din ultimii câțiva ani de la mine pe partea de demachiere este acest produs de la CeraVe și anume gelul de curățare pentru tenul normal și gras. Este varianta aceasta cu verde care este preferata mea. Am încercat mai multe pe parcursul anilor. Îmi plac foarte mult și cele de la Bioderma și de la Ivaterm. Dar cumva acesta îmi place și mai mult pentru că nu usucă absolut deloc, curăță foarte bine machiajul, chiar și cel rezistent. Și pe lângă asta are un preț foarte bun și sunt foarte mare fană produse CeraVe. După aceea știți că eu sunt mare iubitoare de rujuri mate și de rujuri rezistente la transfer, ceea ce înseamnă că de multe ori nu se duc doar cu un gel de curățare și am nevoie de un produs puțin mai gras care să-mi îndepărteze acest produs de pe buze, iar pentru acele zile folosesc un produs de la Yves Rocher, este acesta, desigur că l-am scăpat pe jos, că nu se putea altfel, se vede că n-am mai filmat de mult, am și uitat cum e să filmez, stați să-mi rearanjez părul, perfect. Spuneam că el este de fapt un demachiant bifazic pentru ochi, însă eu în zona ochilor nu folosesc produse waterproof. Cel puțin nu folosesc mascara care să trebuiască să insiste în momentul în care mă demachiez, așa că produsele de genul acesta eu le folosesc pentru demachierea buzelor și este ceva de vis. Am o variantă micuță, am avut și o variantă full size. Dacă aveți și voi astfel de probleme că nu se duce rujul sau dacă folosiți produse rezistente la transfer pentru zona ochilor, atunci vă recomand produsele acestea pentru că sunt super mega faine. Și un produs pe care l-am descoperit în noiembrie sau în decembrie. Este o miniatură. L-am primit într-o cutie look fantastic. Și m-a cucerit de la prima utilizare. Deci e ceva de vis. Este vorba despre o spumă micelară demachiantă de la Medic 8. Sunt sigură că ați văzut, dacă vă uitați la clipurile în care povestesc despre cutiile look fantastic, sigur ați văzut produsul acesta și vă spuneam că abia aștept să-l testez. Mie plac foarte mult aceste cutii, în special de asta, pentru că am ocazia să testez produse pe care poate altfel nu mi le-aș fi cumpărat, fie pentru că sunt scumpe, fie pentru că nu m-ar fi tentat. Am auzit de brandul acesta Medic 8 că este foarte fain și laudă destul de multă lume, însă eu nu l-am testat. Și acum de sărbători, când am fost plecată, am luat această spumă cu mine și vreau să vă spun, mi-a demachiat tenul impecabil, deși aveam un machiaj un pic mai intens și mai rezistent, dar fără să insist, fără să stau și să frec și să... Nu. Deci a făcut o treabă excelentă de la prima utilizare, așa că nu se putea să nu-l pun, deși l-am folosit doar în ultima lună,
Dar chiar și așa este un produs super fain și am zis că mă să-i să vă zic și vouă de el. Nu știu să vă spun dacă există magazinele de la noi, dar sigur se poate comanda online, așa că eu zic să nu ratați. Și un alt produs, tot pe partea de... Nu este pe partea de demachiere, este pe partea de curățare, de exfoliere. Acesta s-a lansat în 2022, este un produs nou. Este acest exfoliant de la Neutrogena, din gama Bright Boost. Eu am primit toată gama, acesta a fost primul produs pe care l-am folosit și pe care l-am îndrăgit. Urmează să testez și restul produselor, dar așa cum spun de fiecare dată, primesc foarte multe produse, dar nu le testez pe toate deodată, pentru că vreau să acord suficient de mult timp tuturor. Și dacă, de exemplu, am deschis o cremă de față, nu o să stau să deschid alte 5 ca să știu că expiră. Prefer să le testez fiecare pe rând. Produsul acesta este foarte, foarte mișto. Îl folosesc de vreo 2 luni, 3 luni, pe acolo. Ei zic aici că este o cremă exfoliantă pentru față, pentru toate tipurile de piele. Formulă cu AHA și exfolianți naturali. Eu îl folosesc o dată maxim de 2 ori pe săptămână. Curăță foarte bine tenul, îmi îndepărtează foarte bine toate minunățile de prin por și tot. Ce-mi place e că nu irită deloc pielea. Eu n-am avut niciun fel de problemă să-mi irite tenul sau să mi-e simt sensibil după. Este un produs foarte bun și vi recomand și vouă. Îl găsiți prin supermarketuri, cred. Îl găsiți și în DM și din punctul meu de vedere este un brand accesibil tuturor și face o treabă excelentă. După aceea, hai să trecem la loțiunile tonice, pentru că știți că mi-am plac foarte mult. În continuare, în topul preferințelor a rămas Fenty Skin Fat Water, deci este de vis. Este un produs 2-in-1, este și un toner și un ser în același timp. Are și niacinamide, face o treabă excelentă, eu îl folosesc în fiecare dimineață înainte de machiaj. Îl ador, adică e, cred că al treilea. E foarte spornic de altfel, un flacon din acesta mă ține cel puțin 6 luni, are 150 de ml și acum am văzut că au mai lansat niște produse noi pe care abia aștept să le testez și eu, dar până atunci să terminăm Fat Water-ul care, după cum vedeți, mai are suficient în el. Tot pe partea de loțiuni tonice, o am și pe aceasta de la Andalou Naturals, care nu cred că este nicio surpriză pentru voi, pentru că ați văzut-o de foarte multe ori la mine, este cu clementine și vitamina C. Și este un toner iluminator. Știți că eu ador tot ce înseamnă și toate produsele pe care scrie iluminează tenul. Asta am eu nevoie de iluminare, că ți-l tași din gură că mă enervezi maxim. Da, da, așa, să trecem mai departe. Este foarte fain, nu mai știu, la acesta chiar am pierdut șirul, nu știu câte am folosit pe parcursul anilor, pentru că îl folosesc de câțiva ani deja. Ce-mi place este că are și pompiță, puteți să-l pulverizați direct pe față, puteți să-l puneți pe o dischetă și să vă curățați tenul așa. Și îmi place foarte mult, îl folosesc indiferent de sezon, de cele mai multe ori îl folosesc dimineața înainte de aplica restul produselor, pentru că seara am un alt produs care îmi place și anume loțiunea aceasta tonică de la Ren Clean Skincare cu AHA. Este tot pentru luminozitate. Acesta este al doilea flacon, am mai avut încă unul. Tot așa o variantă puțin mai mică și acesta este al doilea, îmi place foarte mult. Și în continuare, doar că nu l-am adus aici, folosesc Glow Tonicul de la loțiunea tonică de la The Ordinary, care a rămas în continuare preferata mea, este super faină, dar când o folosesc pe aceea, o folosesc pe aceasta. Aceasta este și puțin exfoliantă și ajută tot așa foarte bine pe partea de luminozitate și îmi place că machiajul se aplică foarte bine peste. Iar în zilele în care simt că tenul meu are nevoie de mai multă hidratare, că este uscat sau îl simt puțin iritat, dimineața îmi place să folosesc loțiunea aceasta tonică de la It Skin, Cola Toning. Aceasta este. Așa, după cum spuneam, m-a trebuit să înlocuiesc bateria. Nu știu de ce s-a terminat atât de repede, se vede că n-am filmat de mult. În diminețile în care îmi simt tenul puțin mai uscat și mai iritat, îmi place foarte mult să folosesc loțiunea aceasta de la It Skin. Este o loțiune care și calmează și hidratează în același timp și pe lângă asta este foarte bună și pentru minunatele noastre rituri. Pentru că, știți voi, de la o anumită vârstă cu toți avem probleme. Și acum să trecem
la restul produselor și anume la cremele de față. Înainte să trec la cremele de față, vreau să vă arăt două produse și anume Istea 2. Avem odată și odată apa celulară de la Institut Estedenu, care știți că este marea mea iubire și pe care o folosesc deja de vreo 2 ani, cred. Nu-mi lipsește niciodată din rutină, o am și la studio pentru cliente, o am și acasă. O folosesc în fiecare dimineață înainte de a-mi aplica părul meu. Are propria personalitate, deși ieri l-am tuns puțin din vârfuri, astăzi nu mai vrea să mai stea sub nicio formă. Spuneam că îl folosesc în fiecare dimineață înainte de machiaj și înainte de a-mi aplica serurile și cât timp tenul este umed îmi aplic serurile. Este foarte faină, este adevărat că e un pic mai scumpuță, însă să știți că face o treabă excelentă. Și pe lângă asta, seara, am o apă termală nouă, care este o lansare din 2022, din câte știu eu. Și este un brand românesc, de care sunt foarte mândră. Sunt mândră că este un brand românesc, nu că aș fi avea vreo legătură cu ei. Este vorba despre apa termală de la Beius. Ei sunt din Beiuș, județul Oradea, de acolo vine și numele lor. Este o apă termală din Transilvania, la fel ca și toate apele termale, face același lucru, adică ajută pielea sensibilă, calmează, purifică, este reparatoare. Eu o folosesc seara înainte de a-mi aplica crema de față, o folosesc pe timpul zilei când vreau să-mi dau un refresh tenului, iau și o variantă micuță de 50 de mililitri sau de 100. Nici nu mai știu cât are varianta cea micuță, pe care de obicei o țin în geantă și o iau cu mine și în călătorii. Însă, diferența, știți că eu v-am mai povestit de foarte multe ori, eu folosesc de mai bine de 15 ani apă termală zilnic pentru tenul meu. Știu că multe tot timpul îmi spuneți că nu vedeți nicio diferență, la mine se vede în acele zile în care nu folosesc. Dar, diferența dintre aceasta și alte ape termale, practic toate fac cam același lucru, dacă stăm bine să ne gândim, este o apă termală, dar diferența vine și din pulverizator. Acesta are un pulverizator atât de fin încât pulverizează și împrăștie, să spun așa, produsul pe toată fața. Nu este genul de pulverizator care face un spritz fix într-un loc și dacă, de exemplu, vrei tu pe parcursul zilei să-ți dai un refresh și ești machiată, îți dai seama că s-a dus fix într-un loc și machiajul arată groaznic și a ieșit și soarele. Îmi place foarte mult pulverizatorul și de asta a și intrat foarte rapid în topul preferințelor mele. Și pe lângă asta are un preț bun, este de aici, de lângă noi, așa că și susținem producțiile românești. Am aflat mai multe detalii despre ei pentru că în cadrul evenimentului pe care l-am organizat în decembrie, Creative Community, a fost și un reprezentant de la ei și ne-a povestit. Dar nu vreau să stau să vă plictisesc cu chestii tehnice și cu toate astea lucru care puteți să-l citiți și voi online în cazul în care vă interesează. Ce pot să vă spun este că e super mega faină, o găsiți în 3 dimensiuni diferite, o găsiți în Kaufland, o găsiți în DM, o găsiți în online, unde vreți voi și este super mega faină și de când am dat-o tuturor, i-am dat mamei mele, i-am dat prietenii mele, e foarte faină, o recomand și e ceva de vis. După cum spuneam, în momentul în care dimineața mă dau cu apă termală, o fac înainte să-mi aplic serul. Și am două seruri care sunt super mega faine. Îl am odată pe acesta de la Yves Rocher, Elixir Botanic. Un ser antipoluare, un ser fortifiant antipoluare. Și acum îmi dau seama, ia uitați ce bine se potrivește cu culoarele meu. Da, știți că îmi place verdele, nu am ce să-i fac. Este foarte fain, mai am foarte puțin. Dacă se vede acolo la voi, aici jos, mai am puțin în el. Îmi place că machiajul se așează foarte bine peste. La mine asta este o condiție. În momentul în care folosesc orice fel de produs, indiferent cât de bun e produsul respectiv, dacă machiajul nu se așează bine peste, nu o să-l folosesc pentru că eu mă machiez zilnic. Și am nevoie de produse, atât să le folosesc pentru mine cât și la studio, care să arate foarte bine pe piele, să facă o treabă excelentă, dar să și arate machiajul bine peste. Este foarte fain. Nu pot să zic că, nu știu, la poluare, nu pot să zic că la poluare face ceva sau că am văzut vreo diferență, însă îmi simt tenul mult mai fresh, arată mai proaspăt, arată mai bine, nu acum că sunt obosită, la mine sărbătorile, nu știu de ce, dar parcă m-am obosit mai mult decât înainte. Ce să facem? Dar este foarte fain și îmi place cum se simte tenul meu după. Și al doilea ser
care este un flacon nou, pentru că este al doilea flacon pe care l-am deschis astăzi. Este de la Institut Estederm și este un ser intensiv cu spirulină. Zice aici că ajută la semnele oboselii și la lipsa de vitalitate și strălucire a tenului. Îmi place foarte mult, pe lângă faptul că are un ambalaj super mega mișto. Este cu pompiță. Nu e cu pompiță, cu pe probetă, ceva pe acolo. Și îmi place foarte, foarte mult. Au și un ser tot așa în genul acesta cu acid hialuronic pe care l-am la studio și este super mega mișto. Dar acesta îmi place pentru mine personal pentru că pe tenul meu se vede orice. Dacă sunt supărată, se vede. Dacă sunt obosită, se vede pentru că am cearcăne mari, ochii roșii și așa mai departe. Dacă sunt fericită, se vede. Dacă orice se vede pe tenul meu. Și eu special oboseală și atunci cumva vreau să găsesc produse care să mă ajute să fac o treabă excelentă în a nu se mai vede atât de multe pe tenul meu, pentru că de multe ori îmi dau seama că mă dau de gol singură. De fapt, tenul meu mă dă de gol. Ce să fac? Înainte să trec la cremele de față, am patru diferite, trei de zi și una de noapte. Aș vrea să vă aduc în atenție un produs care îl folosesc de mai mult timp, nu neapărat pe acesta, dar această gamă de produse și anume niacinamidele le folosesc de ceva timp. Și spre marea mea surprindere, nu că n-aș avea încredere în produse, dar uneori nu vezi rezultatele pe care ai vrea să le vezi și atunci cumva renunți la produsul respectiv. Am observat că porii mei nu mai sunt la fel de mari, tenul meu este mult mai fin la atingere, nu mai este atât de... nu mai simt acele imperfecțiuni. În momentul în care dau cu mâna, simt așa că este fin și sunt atât de mândră de el. Bine, nu acum, că acum are niște imperfecțiuni așa pe chip acolo pe care am încercat eu să le ascund cu machiaj, sper că mi-a și reușit. Dar vreau să zic că, indiferent ce produs folosiți, dacă nu este produs de make-up la care vedeți rezultate instant, să nu vă descurajați dacă îl folosiți o dată, de două ori, de trei ori, dacă îl folosiți două, trei săptămâni și nu vedeți rezultate, pentru că sunt produse care au nevoie de o perioadă mai lungă de timp ca să vedeți rezultate. Și produsul pe care vreau să vi-l reamintesc și să vi-l recomand este acesta, Bee Balm de la Geek & Gorgeous, care este un ser cu niacinamide. Gata, s-a luminat. Este un ser cu niacinamide pe care îl folosesc seara. Se poate folosi și dimineața, dar dimineața prefer să folosesc seruri de genul acesta și să las niacinamidele pentru seară. V-am zis, eu am văzut îmbunătățiri și asupra texturii tenului meu și asupra faptului că porii nu mai sunt atât de mari și, din fericire, nu mai am atât de mari probleme nici cu imperfecțiunile. Acum, sunt în acea perioadă în care e normal să mai apare câte un coș ceva, dar de câțiva ani și de când am început să acord mai mare atenție și să folosesc produse și să folosesc niacinamide, am observat niște îmbunătățiri excepționale asupra tenului meu, de care sunt foarte mândră și tot timpul zic, dar nu știu unde sunt. Aș vrea foarte mult să găsesc o poză din primul meu an de facultate. Atunci știu că am făcut niște poze și să vă arăt cum arăta tenul meu. Nu știu unde să le mai caut, sunt undeva pe un hard drive, pe ceva. Dar dacă ați vedea cum arăta tenul meu atunci și cum arată tenul meu acum, ați spune că sunt o complet altă persoană. Și de fiecare dată când văd că un produs îmi face bine, când văd că tenul meu este mai fresh, este mai frumos, este mai curat, mă simt foarte mândră de mine, pentru că am avut suficient de multă răbdare pe parcursul anilor, nu m-am descurajat și în continuare am grijă de el și arată, din punctul meu de vedere, arată foarte bine. Probabil o să fie unii care o să ziceți, mamă, dar mai ai niște pete, mai ai imperfecțiuni. Da, nu cred că există tip de ten perfect. Având în vedere că lucrez ienic și cu femei, văd mai multe tipuri de ten și credeți-mă că sunt fete care la 20-21 pic de ani au un ten de 30-40. Pentru că atunci când suntem tineri nu ne dăm seama cât este de importantă toată partea aceasta de skincare și chiar de asta am și vrut să fac și clipul de astăzi, nu doar partea de make-up, care este desigur mult mai interesantă și mult mai fun, pentru că este foarte important să avem grijă de tenul nostru. Așa că vă recomand niacinamidele, dar musai să aveți răbdare, cel puțin o lună, o lună și un pic ca să vedeți rezultate. Și să știți că este o bază excelentă și pentru machiaj, pentru că de cele mai multe ori și bazele acelea de machiaj pe care le folosim ca machiajul să reziste mai mult și să arate mai bine conțin niacinamide.
Lucru care recunosc că nici eu nu l-am știut, l-am aflat abia anul trecut. Spre rușinea mea. Ce să faci? Asta este. Trecem mai departe. Am să încep cu o cremă de ochi. Una dintre preferatele mele și al doilea, al treilea tub, cred. Este aceasta de la Yves Rocher, din gama Elixir Botanic. Face parte din aceeași gamă cu serul acesta. Am și lucrat cu ei anul trecut. Cred că de două ori. Pe niște campanii cu ei pe gama Elixir. Videourile acestea niciunul nu este sponsorizat cu nimic de niciun fel. Aș vrea eu să-mi dea multă lume, mulți bani ca să fac videouri, dar nu este cazul. Sunt doar produse care, având în vedere că lucrez cu ele și le folosesc, m-am îndrăgostit de ele. Și să știți că este foarte fain. Mi-am place să o țin în frigider. Pentru faptul că... Stați că mi iese produsul afară. Așa. Spuneam că îmi place să-l țin în frigider pentru că în capăt are niște biluțe și dimineața când îl scot din frigider îmi place foarte mult că este răcoritor și mă ajută să nu mai arate ochii mei atât de obosiți și cearcănele să nu mai fie atât de evidente. Are o textură cremoasă, nu este textură din aceea de gel și hidratează foarte bine. Îmi place că intră repede în piele. Nu este nici prea grasă și machiajul arată foarte bine peste și rezistă bine. Pentru că mai am situații în care vin clientele și îmi spun, uite, la mine, indiferent ce aș face, anticearcănul sau fondul de ten în momentul în care îl pun în zona de sub ochi se strânge, chiar dacă îl setez cu pudră și de multe ori se întâmplă acest lucru din cauza faptului că produsul care îl aplicăm pe dedesubt, adică crema de ochi sau în cazul unora care nu folosesc crema de ochi, crema de față, este mult prea hidratantă și atunci cumva... Indiferent ce produs ai pune și cât de multă pudră ai pune, nu reușește să țină sub control faptul că pielea este atât de hidratată în zona ochilor, încât se strânge. Nu mergeți în extrema cealaltă în care să nu folosiți cremă de ochi sau cremă în zona ochilor, că vai doamne, se strânge machiajul, pentru că atunci o să arate horror, datorită faptului că nu folosiți cremă. Așa că trebuie să găsiți o cale de mijloc pentru a le folosi. Și anul trecut eu am folosit-o pe asta, mi-a plăcut foarte mult și... Eu v-am mai zis chestia asta că eu am o problemă și cu ambalajele și de multe ori am făcut greșeala aceasta. Nu o mai fac și acum. De a cumpăra produse doar pentru ambalajul lor. Și mai hai să trecem la cremele de față. Am trei. Am una pe care am folosit-o și pentru mine personal și am folosit-o și la studio pentru cliente și este super mega faină. Este de la Bobbi Brown. Și se numește Vitamin Enriched Face Base. Este o cremă de față care deci miroase... Dacă aveți o problemă cu mirosurile, dacă aveți o problemă cu faptul că produsele miros și nu puteți să le folosiți pe față pentru că așa, dați un pic skip mai încolo. Pentru că nu o să vă placă. Însă dacă nu aveți niciun fel de problemă, nu aveți sensibil, nu aveți sensibilitate la mirosuri și așa mai departe, crema aceasta este excelentă, are foarte multe vitamine. Pe lângă asta este o foarte bună bază de machiaj și un foarte bun produs de hidratare. Eu v-am zis, n-am probleme cu parfumurile în produse, cel puțin nu în cele de față, în cele de ochi, da, dar în cele de față nu. Și am avut și crema de ochi cu care n-am avut absolut niciun fel de problemă. O folosesc cu succes chiar și pentru clientele mele când vin la machiaj și niciuna nu a venit să-mi zică, vezi că... S-a întâmplat ceva, nu-mi place și așa mai departe și pe lângă asta, uitați-vă și voi cât este de frumos ambalajul acesta. Deci e ceva de vis. E adevărat că e un pic mai scumpuță. Și că tot vorbim de o cremă scumpuță. Crema pe care am iubit-o și pe care am terminat-o și o să o vedeți în Empties. Și asta este o nouă cremă. Adică un ambalaj nou pe care încă nu l-am deschis pentru că l-am achiziționat recent. Este crema de față cu vitamina C de la Institut Esteder. Care este foarte faină. Îmi place că are o textură de gel. Ia stați să vedeți. Am fost plecată în concediu și mai aveam foarte, foarte puțin în ambalajul vechi. Și ca să nu iau dita mai cutia, mi-am pus într-o cutiuță din asta așa micuță. Îmi place foarte mult că are o textură de gel cremoasă. Nu este nici gelul acela care să fie foarte lichid și care curge, dar în același timp nu are nicio textură din aceea foarte grasă.
care să încarce foarte tare tenul. Pe lângă asta, știți că ador orice conține vitamina C, orice mă ajută pe partea de luminozitate. Și e super mega faină. O am și pentru studio. Ajută și pentru petele negre, ajută pentru uniformizarea nuanței tenului și pentru luminozitate. Provitamina C. Ce să mai stați să vă mai zic ceva pe aici, ar trebui să vă zic. Și am uitat. Reduce intensitatea petelor brune și lasă tenul luminos, redă strălucire, efectul antioxidant al vitaminei C, stabilizate, protejează de acțiunea radicalilor libere asupra celulelor, netezește microreliefful pielii. Da, asta este, se poate folosi și dimineața și seara, pe față și pe gât, pe pielea curată și uscată și așa mai departe. Este super mega faină și aceasta face parte din categoria un pic mai scumpă, dar vă arăt imediat și două care sunt un pic mai ieftine. E faină, n-am ce, și am mai avut la salon una tot de la ei, nu mai știu exact cum se numea, o să vedeți și pe aceea în Empties, pentru că m-a dus acasă să vă povestesc de ea și de fiecare dată când o foloseam clientele mele. Mamă, dar ce mișto, dar ce frumos miroase, dar ce bine îmi simt tenul. Asta este o bucurie pentru mine de fiecare dată. Și două produse un pic mai ieftine, ultima cremă de față care este de față și mai am una de noapte, adică este de zi, este de la Yves Rocher Bright Botanical Brightening Hydrating Cream. Este aceasta. Pe aceasta mi-am cumpărat eu personal de la ei, pentru că am văzut că au lansat și am zis că nu se poate să nu am gama aceasta și mi-am luat doar crema de față pentru moment. Miroase curat. Nu are neapărat un miros. Are o textură puțin mai interesantă. Este mai unctuoasă și mai grasă. Sper că se vede acolo la voi. Dar, spre surprinderea mea, nu încarcă absolut deloc tenul și știți că eu am un ten gras care nu este deshidratat pentru că am foarte mare grijă de el, nu-l simt deloc uscat, însă în același timp mi-am dat seama că îmi plac foarte mult sau că îmi plac mai mult decât îmi plăceau înainte produsele hidratante. Înainte eram mat. Acum hidratare. Și asta pentru că, după anumită vârstă, dacă n-ați observat, vă spun eu, sau poate o să observați și voi, tenul cumva se schimbă, chiar dacă rămâne același tip de ten, adică un ten gras, simt că nu mai are atât de multă nevoie de matifiere, are nevoie mai mult de hidratare și de luminozitate și pe lângă asta, nu mă mai deranjează atât de mult pe cât mă deranja în adolescență faptul că tenul meu lucește. Îmi place mult mai mult să-l văd așa pentru că pare mult mai sănătos și arată mai bine decât atunci când este mat. Și pe lângă asta, cu cât folosesc mai multe produse matifiante, cu atât scoate în evidență mai mult ceea ce nu vreau și anume minunatele riduri, pentru că, da, de la o anumită vârstă și în cazul în care nu știți, eu am împlinit decembrie 36 de ani, așa că trebuie să am mai mare grijă de tenul meu și văd pe parcursul anilor cum se schimbă tenul meu și în același timp cum se schimbă și preferințele mele. Așa că vă recomand, e în jur de 100 de lei, 100 și un pic de lei, este foarte faină și știu că au mai multe produse din gama aceasta, dar eu pe aceasta am vrut să o cumpăr, se poate folosi atât dimineața cât și seara, eu o folosesc doar ziua. Și o cremă pentru seară, care tot așa, aceasta a fost lansată în 2022, este de la Neutrogena și face parte din aceeași gamă din care a fost și exfoliantul din gama Bright Boost. Așa arată. Este o cremă de seară cu minerale și cu neoglucozamină. Dați să vă scrie ceva în română. Cremă de seară. Nu scrie. Îmi place că are o textură foarte, foarte interesantă. Nu știu cât de bine o să vedeți, însă are o textură așa gelatinoasă. De curs nu curge și e foarte interesant că după ce bagi degetul, cumva e așa bouncy și își revine la loc. E foarte interesant. Și vă dați seama că îmi place foarte mult pentru faptul că e Bright Boost, ajută la luminozitate, așa că e foarte fain, o folosesc seara. Și ultimul produs din această gamă, și anume pe partea de îngrijire a tenului, nu uităm de SPF. Anul trecut am avut o mare dezamăgire cu câteva produse cu SPF-uri și la un moment dat deja mă gândeam că ok, ce să fac, că nu mai îmi place niciunul. Unele se fărmițau foarte urât pe ten, sigur știți povestea pentru că am făcut un video anul trecut și am povestit mai multe cu voi.
Altele erau mult prea grase pentru tenul meu și machiajul seara așezea urât și nu arăta nicicum. Însă am descoperit acest produs care este de la Ivatem Sunlight 360. Este crema pe care o folosesc deja de ceva timp și care îmi place foarte mult și urmează să-mi ajungă o comandă. Anul trecut, într-una din cutiile Look Fantastic, am primit o mostră de la Bondi Sands, o loțiune pentru față cu SPF 50 și mi-a plăcut foarte mult. Am vrut să o comand atât de pe Look Fantastic cât și de pe Douglas, pentru că găsiți produsele și la noi la Douglas, dar nu era în stoc și am văzut zilele acestea că a reapărut pe stoc. Este și la reducere și pe lângă asta, teoretic, ar trebui să primesc și un balsam de buze cu SPF 50. Sunt foarte curioasă, în momentul în care mi-ajunge, revin și vă spun, însă vă rog frumos, folosiți SPF, indiferent ce alegeți, că l-alegeți pe acesta sau că alegeți o variantă colorată cum este aceasta de la La Roche-Posay și aceasta îmi place foarte mult. Și surprinzător, anul trecut am avut o dezamăgire cu un produs de la La Roche-Posay. Era o lansare nouă, Age Correct Something cu SPF 50, care n-am putut să o folosesc. Am încercat de mai multe ori, am încercat în toate felurile, nimic. Și spre surprinderea mea, asta iubesc, adică este super mega fain. Așa că nu uitați de SPF, acesta l-am folosit cel mai des, bine și ăsta, astea amândouă, și abia aștept să vină și celălalt. Și ultimul produs pe care vreau să vi-l recomand și pe care l-am folosit eu pentru buze anul trecut. Anul trecut am avut niște perioade foarte stresante pe care nu le-am împărtășit cu voi. Și am observat că în perioadele acelea, chiar dacă beau suficient de multă apă, se vede pe tenul meu și în special pe buzele mele. Aveam niște buze atât de uscate și de crăpate încât zici că n-am mai băut apă cu lunile. Și produsele acestea au făcut minuni. Sunt ambalate pentru că tocmai le-am recumpărat. Le-am tot căutat prin aeroport pentru că la noi nu le-am văzut prin magazine, dar inițial le primisem de la cineva și le-am cumpărat din aeroport și le-am tot căutat și acum le-am găsit. Așa că de asta sunt încă ambalate, nu le-am desfăcut. Sunt de la Elizabeth Arden din gama lor 8 Hour. Și este vorba despre un balsam de buze protector, acesta, în cutiuță din aceasta metalică. Și aici este o cremă care se poate folosi, eu n-am folosit-o pe față pentru că este mult, mult prea hidratantă, însă am folosit-o pe corp și în special pe mâini. Nu știu dacă v-am mai povestit, fac o dermatită de contact la ceva, dar nu știu la ce. Am perioade în care, în special pe mâna stângă și în special aici, se usucă atât de tare și e atât de iritată. Nu mi-am dat seama încă de la ce, dacă de la dezinfectantul de la salon, nu știu, dar am perioade în care arată îngrozitor. Și crema aceasta m-a salvat. O folosesc în fiecare seară mai nou și pentru cuticule și pentru unghii, iar balsamul de buze este ceva de vis. O să-l vedeți și cred că o să-l vedeți pe amândouă în următorul Empties, pentru că de asta am și recumpărat altul, că nu mai am foarte mult produs, însă credeți-mă, balsamul acesta de buze l-am aplicat seara și dimineața aveam niște buze de bebeluș. Și știți că eu ador rujurile mate și dacă buzele mele nu sunt hidratate, e foarte mare problemă. Dar da, cred că am terminat primul video pe 2023, am vrut să-i dau pe 20. Este gata. Sper foarte mult să vă placă și să găsiți interesante și clipurile de anul acesta. Mi-am propus să fac mai multe materiale pe partea de make-up, pentru că am văzut că sunteți mai mult interesate și pe partea aceasta. Dar totuși sper să vă placă și cele de skincare, pentru că știți că sunt foarte mare iubitoare și am grijă de tenul meu. Dacă vreți recomandări de tratamente faciale, de produse, sunt aici să vă ajut și să vă îndrum. Dacă sunteți din Cluj, vă aștept pe la studio. Și încă ceva, dacă sunteți din Cluj, luna aceasta am o ofertă pentru voi. Și anume, la toate tratamentele faciale, 20% reducere. Am zis că dacă toată lumea face reducere în perioada aceasta, să fac și eu pentru voi. Gata! Acesta a fost clipul de astăzi. Să știți că și următoarele o să fie mai lunguțe. Așa că eu zic să vă luați o cafea, cum am făcut și eu. Și să stați aproape de mine. Pentru că o să povestim foarte multe chestii super mega mișto. Dacă vreți recomandări de produse, dacă vreți ceva clipuri de la mine, sunt aici și aștept recomandările voastre. Dacă nu, vizionare plăcută și ne vedem zilele viitoare!